Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Telejurnal! Trei persoane, între care un minor, au ajuns în arestul poliției din județul Argeș după ce au vândut și au consumat droguri. Detalii imediat în Telejurnal. Să vedem mai întâi titlurile ediției. Judecătorii din București au dispus măsura arestului la domiciliu cu supraveghere electronică în cazul fostului prefect de Gorj, Dan Ilie Morega. Crima seară la Timișoara, o studentă la medicină a fost înjunghiată într-un apartament din oraș. Ea era din comuna gorjană Padeș. Întreaga poveste imediat în Telejurnal. Sandvișuri cu musculițe la școală sunt acuzații ale părinților din Căzănești, județul Mehedinți, care spun că au văzut cu ochii lor insecte în mâncarea primită de elevi. Judecătorii din București au dispus măsura arestului la domiciliu cu supraveghere electronică în cazul fostului prefect de Gorj, Dan Ilie Morega. Decizia poate fi contestată în 48 de ore, iar dacă va rămâne definitivă, Morega va fi dus la poliție să-i se monteze brățară electronică abia după externare. Tot atunci ar intra în vigoare și decizia de arestare. Dan Ilie Morega este încă la secția de psihiatrie a Spitalului din Târgu Jiu și nu se știe cât va rămâne internat. El are 6 dosare penale pentru fiecare ocazie cu care a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Este cercetat penal și pentru bruscarea unei jurnaliste. Trei persoane, între care un minor, au ajuns în arestul poliției din județul Argeș după ce au vândut și au consumat droguri. Anchetatorii spun că unul dintre adulți își făcuse o piață stabilă formată din tineri din Pitești, cărora le vindea sistematic droguri de risc cu preponderență cannabis, dar și alte substanțe psihoactive pe care la rândul lui le cumpăra de la altcineva. Ca să fie probată toată această activitate infracțională, s-au făcut 3 percheziții domiciliare în județul Argeș. Într-una dintre locuințe s-au găsit și au fost ridicate cantități de droguri de risc și substanțe sub formă cristalină, 5 cântare electronice, 3 grindere, telefoane mobile, precum și alte mijloace de probă. În această dimineață, instanța a decis arestarea pentru 30 de zile a adulților, minorul fiind cercetat sub control judiciar. Dosarul este deschis pentru trafic de droguri de risc, deținere de droguri de risc pentru consum propriu și efectuarea de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Crimă aseară la Timișoara. O studentă la medicină a fost înjunghiată într-un apartament din oraș. Mersese în vizită la iubitul ei și cel mai probabil s-au certat. Iar tânărul, student și el la medicină, a luat un cuțit și a înjunghiat-o. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tânăra era din localitatea gorjană Padeș. Familia o aștepta pe Andreea acasă. Ar fi trebuit să ajungă astăzi. Părinții au plecat către Timișoara după ce au primit cel mai îngrozitor apel, că fata lor a fost ucisă cu bestialitate. Andreea era o fată cu zâmbetul pe buză. Era o fată foarte frumos. Nu pot să o descriu atât. Îmi pare rău. Îmi pare rău foarte la tinereța asta. Fată deșteaptă, frumoasă. Tot ce vede la un tânăr. Când ați văzut-o pe acasă ultima dată? Acum o săptămână. Rudele Andreei spun că tânăra și-a dorit să fie medic și a învățat din greu pentru a-și îndeplini visul. A fost o evă de 10, a fost foarte bine educată din punctul ăsta de vedere și mereu a fost apreciată de colegi, de profesori chiar. Vrea să facă doctor, medic? Da, da. Era facultate 10 ani de zi avea. Sufletul meu al bun, mă credeți. Era așa mai cu minte și frumoasă. Andreea avea 21 de ani și era studentă în anul întâi la medicină în Timișoara. Ea a fost ucisă din gelozie de iubitul ei, student la aceeași facultate. Polițiștii l-au reținut la scurt timp pe principalul suspect, iubitul fetei în vârstă de 23 de ani.
Doi bărbați din Izvoarele au ajuns în arestul IPJ Olt după ce au fost prinși de polițiști furând lemne dintr-o pădure, iar un al treilea este căutat de oamenii legii. Pentru prinderea celor doi polițiști au fost nevoiți să tragă numai puțin de 7 focuri de armă, 2 dintre ele în cauciucurile unui atelaj Hippo, cu care bărbații au încercat să scape, iar restul în plan vertical. În ultima perioadă, în Olt a crescut alarmant furturile de lemn din pădure. În doar câteva zile, polițiștii au identificat și reținut mai mulți hoți de material lemnos. În ultimul, cel petrecut în urmă cu 2 zile, polițiștii au văzut pe raza comunei Stoicănești un atelaj Hippo, în care se aflau 3 persoane plini cu material lemnos. Întrucât cele 3 persoane nu s-au supus somațiilor polițiștilor de a opri, oamenii legii au executat 7 focuri cu armamentul din dotare, 5 în plan vertical și 2 în anvelopele atelaj Hippo. Polițiștii au reușit astfel să oprească atelajul și să imobilizeze 2 din cele 3 persoane. Cea de-a treia a reușit să fugă. Cele 2 persoane imobilizate au fost conduse la sediul poliției. Este vorba de un bărbat de 49 de ani și altul de 42 de ani, ambii din comunele Izvoarele. În urma probatoriului administrat, cei doi bărbați au fost reținuți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere ilegală de arbori. Polițiștii fac acum cercetări pentru identificarea și prinderea celui de-al treilea bărbat aflat în atelaj, care a dispărut în timpul imobilizării celor doi reținuți. Sandvișuri cu musculițe la școală. Sunt acuzații ale părinților din Căzănești, județul Mehedinți, care spun că au văzut insecte în mâncarea primită de elevi. Oamenii susțin și că unora dintre copii li s-a făcut rău după ce au mâncat. Conducerea școlii spune însă că sandvișurile se alterează pentru că sunt ținute ore în șir de cei mici înainte de a fi consumate. Părinții mai multor copii din Căzănești susțin că mâncarea pe care cei mici au primit-o la școală este stricată. Au și dovada filmată, insecte într-un sandviș pe care copilul l-a adus acasă. Mai mult, conținea și varza alterată, potrivit părinților. A venit acasă, a intrat pe poartă și eu l-am văzut slăbit, galbin la față. Mi-a spus că a mâncat sandvișul la școală și îi furau. La o jumătate de oră a venit nepoata, povestindu-ne ea că o fată găsi muște în sandviș. Ne-a spus așa, bă, la noi, la școală, găsesc copiii de la clasa 7-a guance în sandvișuri. Și tu l-ai mâncat și a zis că nu, l-am în ghiozdan. Și azi, fata a fost să lănce la câini. Când l-a deschis, a văzut guangele. Atunci ne-am văzut și noi. Conducerea școlii spune că elevii s-au plâns de mâncarea primită și susține că nu sunt probleme grave, dar au sesizat firma care furnizează alimentele. Nu există cazuri de toxi-infecție alimentară. Doamne ferește, nu se poate face toxi-infecție alimentară dintr-o bucată de varză care este puțin deteriorată. La noi sandviciurile vin la ora 10. Noi am sugerat copiilor să mănânce sandviciu, pentru că în 6 ore cât se stă în școală, poate chiar 7 ore lunea, este foarte cald în școală, se alterează. Nu este pentru prima oară când sunt probleme legate de hrana servită copiilor. În urmă cu câteva luni, părinții au reclamat că la școală a fost adusă mâncare de tip fast food, cartofi prăjiți și ketchup. Părinții sunt acum hotărâți să sesizeze și Direcția de Sănătate Publică. Vă reamintim că la numărul de telefon 119 puteți semnala cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copiilor. Indiferent că dispui de economii consistente sau mai reduse, trebuie să le protejezi de fenomenul inflaționist, dar și de alte riscuri. Pierderile pot fi acoperite sau, mai mult, poți avea și un profit dacă analizezi soluțiile pe care le oferă piața financiară. Detalii și recomandări aflăm de la un specialist în domeniu în cadrul campaniei informative Când și cum economisim sau apelăm la credite. Cunoaștem cu toții expresia populară să nu pui toate ouăle într-un singur coș. Cum se traduce această recomandare în termeni financiari și ce presupune? În termeni financiari este o abordare de management al riscului, adică de gestiunea a riscului. În termeni populari, dacă ai pus toate ouăle în același coș, l-ai scăpat, l-ai făcut praf pe toate. La fel și în termeni financiari, dacă toți banii tăi sunt puși într-un singur cont, da, de depozit, repet, riscurile sunt mai mici la depozit dacă suma este sub 100.000 de euro și depozitul e la banca respectivă. Dacă avem atât de mulți bani, mai multe sute de mii de euro, trebuie să știm că trebuie să ne deschidem conturi la mai multe bănci. Da? Dacă avem bani mulți și automat trebuie să
nu punem toți banii în același coș pentru că riscurile sunt mari, o parte din bani îi ducem la bancă în conturi de depozit sau în conturi de economii. O parte din banii ducem în produsele financiare ale pieței de capital, acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții. O altă parte putem să-i ducem în fondurile de pensii, adică putem să ne ducem cu ei în pilonul 3, care ține de o decizie absolut individuală de a economisi banii într-o pensie a ta privată, care e diferită de pilonul 1, adică pensia de la stat, și de pilonul 2, cota parte care se ia din salariu brut și se duce în contul tău personal. Putem să facem o asigurare de viață. O asigurare de viață care poate să fie simplă sau poate să fie cu un plan de economisire. În afară de protecția pentru asigurarea de viață, mai ai niște bani puși de acolo deoparte care se economisesc și la finalul expirării perioadei de valabilitate primești banii respectivi. Sau sigur, dacă ai și mai mulți bani, te apuci și faci și investiții imobiliare, da, cumperi clădiri, terenul, construcții, și ca să ducem discuția la extrem, dacă ai foarte mult, sigur, faci, investești în iahturi, în cu totul alte lucruri. Dar nu cred că aceasta este o zonă de discuție pe care să o scoatem acum în evidență. Deci, ca o concluzie, a nu pune toate ouăle în același coș este o discuție de a-ți gestiona riscurile. Pentru că dacă ai cât mai multe variante, pierderea dintr-o parte poate să fie acoperită de câștigul din altă parte. Dacă tot ce ai e pus în același coș, ăla s-a prăbușit, la revedere, s-a dus totul de râpă. De ziua Olteniei, craiovenii au mers la expoziții și spectacole sau proiecții de film. Cei care au vrut însă să afle câteva dintre poveștile Băniei au participat la un tur ghidat pe străzile Craiovei, alături de Dragoș Andreescu, un pasionat de arhitectură. Art Nouveau, baroc, neoromânesc, stilurile arhitecturale ale caselor boierești ale Craiovei sunt adevărate cărți cu povești pentru trecătorii care le admiră. Câteva zeci de craioveni au ales să-și petreacă astăzi prânzul printre poveștile orașului. Ce interesant să vă uitați la feronerie, pentru că feroneria aceasta, în special poarta, o găsiți identică pe strada Unirii la Casa Câncea. Zeci de craioveni s-au plimbat astăzi la orele prânzului pe străzile Craiovei și au descoperit farmecul locurilor pe lângă care trec în fiecare zi. Cum v-ați hotărât să veniți astăzi în tur? Am de pe site-ul primăriei Craiova, am văzut și imediat m-am înscris la acest tur. Mi se pare o idee foarte interesantă și foarte utilă. Craiova are atâtea lucruri de oferit, atâtea clădiri minunate cu istorie și trebuie să cunoaștem și istoria acestor clădiri. Eram foarte curioasă să descoper și această zonă. M-am plimbat de multe ori pe aceste străzi și am văzut casele, dar acum le admir și înțeleg altfel istoria Craiovei. Avem foarte multe povești și este un mare noroc pentru cetățenii acestui oraș că există oameni precum Dragoș care le readuc la viață. Există multe clădiri istorice în acest oraș de care multă lume poate nu știe, nu a auzit. Mulți dintre noi poate trecem fără să ne dăm seama pe lângă niște comori arhitecturale de multe ori. Locuiesc în zonă, după nume am fost căutată și s-a descoperit că facem parte din familia de italieni care au construit o parte din Craiova, Valent. Și atunci ați venit să vedeți... Și atunci să vedem, să le revăd. Castelele eu le cunosc, dar le-am revăzut cu plăcere și am aflat câteva lucruri foarte importante. Sunt și pasionat de istorie și cred că Craiova, cel puțin dintre orașele astea de aici, din partea asta de țară, are super multă istorie ce merită descoperită și la nivel local, atât la nivel local cât și în județ, de la Conace, Cule și așa mai departe. Și ajută foarte mult pentru oricine să aibă cea mai mică idee despre istoria locului, de unde ești, cum ai ajuns aici și cum s-a dezvoltat orașul în ultimii 10, 20, poate 100 ceva de ani. Una dintre opriri a fost astăzi la Liceul Constantin Brâncuș. Instituția de învățământ deține un muzeu dedicat marelui sculptor. Consider că muzeul nostru școlar
poate fi un punct de atracție pentru turiștii care vin în Craiova, deoarece este strâns legat de sala Brâncuș de la Muzeul de Artă și Centrul Cultural Brâncuș, iar numai faptul că aici a învățat marele sculptor Constantin Brâncuș, consider că ar putea fi introdus într-un circuit turistic. Povestitorul plimbării de astăzi a fost Dragoș Andreescu, un pasionat de arhitectură și monumente istorice. Este la a doua ediție, să zicem, acest tur, pentru că înainte făceam pe alte rute, dar deja și în anii viitori să sperăm că o să facem tot în această zonă. Am văzut case foarte multe, biserici, povești frumoase și oamenii cred că s-au distrat, mai ales că a fost și cerere pentru acest tur. Erau cel puțin vreo 25-26 de persoane pe lista de așteptare. Din păcate n-au putut să ajungă, asta este. Câți oameni am avut? 60 de oameni. Pasionați la fel, adică oameni care vor să cunoască trecutul, vor să cunoască casele Craiovei. Manifestările dedicate zilei Olteniei continuă și mâine cu expoziții la Teatrul Național Marin Sorescu, Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă, iar în Piața Mihai Viteazul este organizat un târg de produse handmade și un festival culinar. Astăzi este Ziua Mondială a Meteorologiei. Specialiștii în domeniu din toată lumea s-au organizat în anul 1950 prin Convenția Organizației Națiunilor Unite într-o organizație interguvernamentală sub numele de Organizația Meteorologică Mondială. Cum văd meteorologii această zi, aflați din rubrica Interviul Zilei de la Mihaela Brâncuș, meteorolog la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Craiova. Odată cu evoluția aceasta, cu schimbările climatice care au apărut, trebuie să învățăm să ne adaptăm. De aceea tema de anul acesta a Zilei Meteorologiei este în prima linie a acțiunii climatice, a luptei împotriva schimbărilor climatice. Pentru că este nevoie de o luptă permanentă, de o acțiune comună, astfel încât aceste schimbări climatice care vor apărea, care deja au început să simtă efectul, să li se poată atenua efectele. Vorbim de schimbări climatice de foarte multă vreme. Banca Zilei Globale, Bani Zilei Globale. Dumneavoastră, concret, la ce vă referiți? Trebuie să privim în ansamblu. Dacă ne gândim că anul trecut temperatura medie globală a fost cu 1,45 grade peste era preindustrială, nouă poate ni se pare foarte puțin. Dar pentru un glob întreg, temperatura este foarte ridicată. Bineînțeles că o variabilitate climatică este întotdeauna, dar odată cu factorul antropic, cu influența activității oamenilor, această variabilitate este un pic amplificată și de aceea sunt din ce în ce mai frecvente fenomenele meteorologice severe. Însă, pe măsură ce ele sunt mai frecvente sau poate or să fie mai intense, noi trebuie să învățăm să ne adaptăm. Este adevărat. Poate că temperatura la noi va fi mai ridicată. Nu vom mai avea iernile care erau altădată cu zăpadă. Asta înseamnă că trebuie să învățăm să ne luăm măsuri de prevenție. Ce putem să facem, de exemplu, în domeniul agriculturii? Nu mai este stratul de zăpadă care se protejeze iarna. Adaptăm culturile pentru temperaturi mai ridicate. Bineînțeles că nu putem să spunem că nu mai este zăpadă, nu mai sunt precipitații. Sunt precipitații, dar acestea sunt sub formă lichidă și atunci există un efect, un contraefect pentru fiecare. De exemplu, în turism, într-adevăr, în sezonul rece, sporturile de iarnă poate că vor avea de suferit și nu doar la noi. Din păcate, în multe regiuni din glob, aceste activități vor avea de suferit. Trebuie să învățăm să ne adaptăm. Dacă ne place schiul, va trebui zonele respective să aibă în vedere să poată să producă zăpadă artificială, poate. Pe de altă parte, temperaturile sunt mai ridicate, în alte zone
înseamnă că activitatea de turism poate să fie mai prielnică. Și atunci se câștigă pe o parte, se pierde pe partea cealaltă. Nu ne putem gândi cumva că aceste fenomene sunt ciclice și că după o anumită 10-20 de ani revenim la iernile de altă dată cu zăpezi troienite de... Bineînțeles că pe termen lung ne putem gândi că vom reveni la ierni poate cu zăpadă, dar pentru a atenua această influență umană, influența antropică asupra climei, trebuie să avem în vedere că ea s-a produs în decursul a peste 100 de ani și atunci revenirea la echilibru nu va fi așa rapidă de pe o zi pe alta. Dacă nu facem nimic, chiar că nu va fi foarte rapidă. De aceea, toate instituțiile, toate organizațiile trebuie să lucreze împreună. Cel puțin Organizația Mondială de Meteorologie, Administrația Națională de Meteorologie își pune la dispoziție toate datele, toate cunoștințele. Cine pe care... Cine poate să acceseze aceste prognoze? Prognozele noastre, să știți că se găsesc pe site-ul nostru, pe meteoromania.ro, sunt disponibile oricând. Fie că ne gândim la prognoză pe o zi, pe două zile, pe trei zile, sau dacă ne gândim la avertizările care sunt în vigoare. Este bine cunoscut sistemul acela de avertizare cu cod galben, portocaliu sau roșu, care este un sistem integrat la nivel european. De asemenea, chiar pe site-ul nostru se găsește un link către site-ul european, către Meteo Alarm, unde sunt disponibile informații despre avertizări la nivelul întregului continent. Ca să nu ne ia prin surprindere. Ca să nu ne ia prin surprindere atunci când noi hotărâm să plecăm într-un concediu, să zicem, într-o zonă mai călduroasă și nu știm cât de intens este valul de căldură în zona respectivă sau cât de ridicate sunt temperaturile, atunci o scurtă privire ne poate ajuta să ne organizăm mai bine timpul liber. Informația este esențială. Handbalista Diana Alexandroiu, medaliată cu bronz la campionatul european din 2023, alături de națională, se desparte din vară de CSM Slatina. Cea mai valoroasă jucătoare a echipei oltene a semnat cu Dunărea Brăila, după ce a analizat propunerile venite din partea CSM București, Rapid, Bistrița și Râmnicu Vâlcea. Diana Alexandroiu, cea mai valoroasă jucătoare de la CSM Slatina, va părăsi echipa din vară după terminarea turneului de promovare în Liga Florilor. Ea a semnat cu Dunărea Brăila după ce a fost curtată de CSM București, Rapid, Bistrița și Râmnicu Vâlcea. Născută în Slatina, Alexandroiu are 18 ani, este un excelent inter stânga, dar la fel de bine joacă și în apărare în zona centrală. Specialiștii o consideră ca o jucătoare cu un potențial foarte mare și susțin că, în ciuda vârstei, are o excelentă viziune a jocului. Diana Alexandroiu a început handbalul la vârsta de 8 ani. Ea a jucat până acum la LPS Slatina, la Timișoara și Vâlcea, pentru ca din 2022 să îmbrace tricoul echipei CSM Slatina. Ea a debutat la Naționala de Senioare la 17 ani în amicalul cu Germania în 22 noiembrie 2022. Diana Alexandroiu a îmbrăcat tricoul Naționalei de Senioare la Campionatul European din 2022, dar și la Campionatul Mondial din 2023. Și-a trecut în cont medalia de bronz obținută cu Naționala de Tineret la Campionatul European din 2023. Vreme frumoasă astăzi în Oltenia. Să vedem ce ne spun meteorologii pentru la noapte și mâine. Vremea a fost în general frumoasă, cerul a prezentat norări în zona de munte și a fost mai mult senin în restul regiunii. La ora 16 erau 16 grade la Polovrad și 20 de grade la Calafat, Severin, Târgu Jiu, Bechet și Băilești.
La noapte cerul va fi temporar noros, la munte izolat vor fi condiții de ploaie, vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile minime între 3 și 8 grade. Mâine vremea se menține caldă și va deveni instabilă, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse vor fi ploi și averse însoțite de descărcări electrice. Izolat se vor acumula cantități de apă de peste 10 litri pe metru pătrat. La munte vor fi precipitații mixte, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări locale cu viteze la rafală de până la 55 de km pe oră, dar și la munte cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de 70 de km pe oră. Temperaturile maxime între 14 și 19 grade. Doamnelor, domnilor, jurnalul din această seară a ajuns la final, însă dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746 145 204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine de la ora 18. O seară frumoasă! La revedere!